Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Prietenoasă și sociabilă, dacă te-ai născut pe 6 septembrie, pari a fi autosuficientă, dar aparți de fapt tipului de oameni care nu vor să fie singuri. Dorești cu pasiune aprobarea celorlalți, feedback-ul și sfaturile lor, prin urmare este ușor să cedezi la opiniile celorlalți. Ai maniere impecabile? tact și diplomație, manifestându-le în comunicare cu toți prietenii și cunoscuții pe, înzestrat -o cu o sensibilitate subtilă și o dragoste de armonie, prefer să nu comunici cu persoane care par vulgare, nepoliticoase și încerci să nu ajungi în situații neplăcute. Îți folosești cu pricepere farme cu luminos pentru a obține o poziție mai favorabilă sau pentru a-i convinge pe ceilalți să facă ceea ce ceri. Este extrem de vulnerabilă la acțiunile mecanismelor ascunse ale norocului, uneori calea ta în viață se pare că este conturată cu sârguință de mâna sorții, atât în bine cât și în rău. Pentru tine, viața se poate dezvolta destul de previzibil și, dintr-o dată, aparent absolut fără motiv, începe, când încerci să ghidezi și să limitezi într-o oarecare măsură cursul vieții tale. Poate părea că totul funcționează împotriva ta. Poți dezvolta cu atenție planuri detaliate, pregătindu-te pentru orice circumstanțe neprevăzute, dar în curând vei descoperi că evenimentele nu se desfășoară așa cum era de așteptat. O astfel de experiență poate fi foarte dureroasă și te dezamăgește profund. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, logică, scrupulozitate, decență, flexibilitate, concluzie motivate, educație, modestie. este guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă îi atrași pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi te pot inspira la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, îți permite să atingi în orice afacere. Trebuie să-ți înfrunesc criticul interior. Altfel, acest lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec, îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur, acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil de lipsa înțelegerii abstractului, precum și pentru lipsa de imaginație. Te distingi cu un farmec luminos. Nu îți place falsitatea, vulgaritatea, grosolânia. Pur și simplu nu comunici cu astfel de persoane chiar dacă este necesar. Mintea ta ascuțită îți permite să găsești modalități de ieșire din orice situație. Evitarea comunicării neplăcute nu te costă nimic. Deși ești puternică, ești vulnerabilă doar la un singur lucru, glumele sorții. Cel mai mult, nu-ți place spontaneitatea. Când o viață previzibilă ia brusc o întorsătură, suferi. Deși viața ta poate fi destul de singoasă, ești extrem de constantă și credincioasă. Prietenii și familia sunt extrem de importante pentru tine și pot servi ca un tampon de protecție între tine și partea mai dură a ființei. Trădarea pentru tine poate fi deosebită de destructivă. Îți pasă și știi cum să arăți atractiv pentru ceilalți. Ești mândră de aspectul tău bun. Apreciezi frumusețea și dragostea romantică, dar poți crede în mod greșit că astfel de lucruri te pot expune la loviturile lumii exterioare. Dacă ai descoperit că nu este așa, din fericire pentru tine, începi să te raportezi mult mai filosofic la iubire și viață în general, ar trebui să duci o viață calmă, fără evenimente până la 30 de ani, în acest moment mecanismele destinului sunt puse în acțiune, dar, de îndată ce incidentele neașteptate încep să se înlocuiască reciproc ca într-un caleidoscop, poți avea tendința de a deveni o adevărată fatalistă. În acest moment fie poți schimba, fie poți accepta sincer soarta. Ești în mod special predispusă la o varietate de profeții care se împlinesc de la sine și ar trebui să fii atentă la puterea cuvintelor tale, mai ales când sunt adresate altora. Te distingi față de alții nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești de încredere, sensibilă, prudentă te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea. Ești bine versată în oameni, este dificil să fii înșelată sau indusă în eroare. Cum afectează data de 6 septembrie soarta ta? În mod normal viața ta va începe doar de la 30 de ani. Timpul va schimba o stare de fapt și îți va oferi mai multă culoare și saturație. Pe drumul tău în viață, într-o relație, apreciezi romantismul și sinceritatea sentimentelor. Dacă viața îți aruncă o experiență proastă în relații și iubire, începi să-i trateze pe cei noi aleși din viața ta mai atent, gândind filosofic. Chiar dacă viața îți aruncă surprize rele în relațiile cu sexul opus, în familie, arăți de votament și fidelitate. Trădarea comisă de o persoană în care ai avut încredere, s-ar putea încheia într-un sfârșit amar. Prietenii și familia sunt o parte esențială a vieții tale. Tu percepi totul treptat și trăiești după evenimentele curente, experimentând și studiind lumea din jurul tău în funcție de propriile ritmuri de viață. Din această cauză, într-un cerc de prieteni poți părea ca ai o viziune îngustă. Ți se poate părea că totul funcționează împotriva ta. Atunci când îți planifici sarcinile, trebuie să înțelegi singură că soarta îți poate oferi atât noroc, cât și eșec. Prin urmare, atunci când calculezi toate tipurile de planuri de viață, nu poți spera doar pentru ce este mai bun. Dacă nu ți-ai dat seama de acest lucru, chiar și la bătrânețe vei fi foarte dezamăgită într-o lume dinamică în care totul poate merge prost. Prin urmare, va trebui să lucrezi asupra ta și să înveți să percepi calm coborâșurile. Este important să înțelegi că totul în viața ta se poate întâmpla imprevizibil. Este ca și cum viața ți oferă tot ce este mai bun și apoi schimbă brusc direcția vântului. Dragoste și compatibilitate Ești iubitoare și romantică, ești diferită de fecioarele de obicei reci. Iubirea înseamnă mult pentru tine dar și prietenia înseamnă mult. Când obții fiabilitatea și coerența necesară, te dovedești un partener grijuliu, generos și fidel. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale Zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie. În acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta. În același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima. Apreciuindu-ți inteligența, organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă îți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești sociabilă, prietenoasă, amabilă, dai impresia că ești autosuficientă. Îți este frică să rămâi singură. Pentru tine, nu există nimic mai rău decât un apartament gol și un telefon silențios. Prin urmare, ai tendința să te înconjori cu un număr mare de oameni. Prietenii sunt mai apropiați decât rudele de sânge. Trăsăturile puternice ale personalității tale sunt diplomația, tactul, farmecul, manierele tale impecabile impresionează pe alții, dragostea pentru armonie determină principiile tale de viață, iar sensibilitatea te face compotimitoare, la lucru tu aștepți deseori favoruri de la soartă, speranța norocului îți creează o reputație proastă poți fi considerat a fi fără viziune, fără perspectivă. În același timp, nu ți se poate nega profesionalismul în domeniul ales, doar că nu te grăbești să te dezvolți. Acest lucru împiedică o posibilă carieră. Ca subordonată tu ești durerea de cap a liderului, iar ca specialistă trebuie să fii monitorizată și direcționată tot timpul. Când te plictisești, îți schimbi locul de muncă dar nu și comportamentul, sănătate și boli. Nu trebuie să privești sănătatea ca un dat și să exagerezi cu rezistența ta fizică. Emoțiile reținute timp îndelungat se pot transforma în consecințe negative asupra sistemului digestiv, astfel că examinările medicale periodice vor fi de mare ajutor. Emoțiile acumulate se pot transforma în tulburări psihosomatice. Acestea din urmă afectează cel mai adesea sistemul nervos, digestiv, organele senzoriale. Cu toate acestea, cel mai important aspect pentru tine este dezvoltarea unei viziuni pozitive și mai realiste asupra lumii. Nu ar trebui să tolerezi răsfățul părinților. Vei crește mai puternic atât psihologic, cât și fizic, dacă vei învăța să lupți pentru realizarea viselor tale și pentru satisfacerea oricăror, Chiar și celor mai nesemnificative nevoi, exercițiile fizice în combinație cu un apetit bun nu numai pentru mâncare, ci și pentru viață în general, sunt extrem de importante în tinerețe. Destinul și norocul, Universul ți-a destinat să fii veselă, cu bun simț, să ai un excelent simț al umorului, Farmec, cerul te-a înzestrat cu generozitate în abilități creative. Poți avea succes în orice domeniu de activitate, dar pentru a obține rezultatul dorit, nu trebuie să-ți dispersezi forțele, ci să te concentrezi pe un obiectiv specific, să-ți direcționezi toate forțele pentru a atinge ceea ce ți-ai propus și, după ce ai ales o direcție, să te îmbunătățești aducându-ți abilitățile la absolut, sfaturi pentru tine, te tem să-i dezamăgești pe ceilalți. Viața cu ochii asupra opinii altcuiva este complicată, merită să acorzi mai multă atenție, sentimentelor, dorințelor, obiectivelor tale, învață să interacționezi cu soarta, nu este prietena sau inamicul tău, dar poate deveni un tovarăș tolerant, nu-ți fie teamă să iei inițiativa. Construiește-ți viața minuțios, încercând să scapi de iluziile inutile. Trebuie să arăți mai puțin decât ai și să știi mai multe decât ceea ce spui, trebuie să înțelegi că viața este ca o zebră, există dunci albe și cele întunecate, învață să interacționezi cu asta, dacă viața îți aruncă prea multe surprize și ți se pare că nu ai noroc, aruncă imediat aceste gânduri, zorii vor veni în curând și soarele va străluci din nou, ce cadouri ții se potrivesc, în general. Femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri, în sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică, zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta, un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lingerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma, pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar englez român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă un pulover cald de din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conțină și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai de ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fie oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.